S-a aflat programul complet al partidelor, contând pentru optimile de finală ale Cupei României. Echipa târgu mureșeană ASEA Târgu Mureș va înfrunta în această etapă echipa SC Bacău, miercuri 28 octombrie de la ora 16 pe stadionul din Bacău. Primele trei partide ale optimilor de finală ale Cupei României se vor disputa marți 27 octombrie, alte trei se vor juca miercuri, iar restul sunt programate pentru data de 29 octombrie. Luni 5 octombrie au fost stabilite zilele și orele de disputare ale partidelor, contând pentru faza optimilor competiției Cupa României, ediția 2015-2016. Toate partidele din cadrul optimilor de finală vor fi televizate. Astfel, marți 27 octombrie, FC Brașov întâlnește pe teren propriu AFC Astra de la ora 17. Concordia Chiajna primește acasă vizita celor de la CSMS Iași începând cu ora 19, iar ACS Poli Timișoara joacă contra celor de la FC Petrolul de la ora 21. Miercuri 28 octombrie sunt programate partidele dintre Sport Club Bacău și ASEA Târgu Mureș de la ora 16, FC Viitorul 2, FC CFR Cluj ora 18, Pandurii Lignitul Târgu Jiu, Dinamo ora 20:30. Joi 29 octombrie, FC Viitorul primește acasă vizita celor de la AFC Botoșani, iar ACS FCM Baia Mare joacă contra celor de la Steaua București, începând cu ora 20:30. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!